Pilda aceasta rostită de Mântuitorul Iisus este oarecum unică printre pildele Lui pentru faptul că a avut ca punct de plecare un eveniment istoric real petrecut cu vreo 30 de ani înainte, un eveniment pe care ascultătorii Domnului Iisus sau poate cei mai în vârstă dintre ei și-l aminteau pentru că s-a petrecut acolo. Pentru că pentru noi lucrul acesta poate că este mai puțin cunoscut, aș vrea să-l punctez, să-l explic în câteva cuvinte. Ierod cel Mare, spune istoria, a murit în anul 4 înainte de Hristos. La moartea lui prin testament a lăsat celor 4 fii care i-au rămas în viață câte o parte din împărăția lui. A împărțit împărăția în 4 și la fiecare din cei 4 fii care rămăseseră în viață i-a dat câte o parte prin testament. Arhelau a primit Iudeia. Însă Arhelau, fiul lui Irod, n-a putut să intre în posesia acelei moșteniri până când Roma sau Cezarul va fi validat această decizie, pentru că în vremea aceea Țara Sfântă, pe care unii o numesc în mod greșit Palestina, ea este numită Țara Sfântă și așa trebuie să fie numită de către creștini, țara aceea, Țara Sfântă, era sub dominație romană. Orice se întâmpla acolo în plan politic, trebuia avizat de către Roma. Așa se face că Arhelau, după ce a văzut testamentul tatălui său, a trebuit să plece într-o delegație la Roma ca să fie validat de către Cezar August, în calitate de viitor împărat peste Iudeia. Dar istoria spune că în vremea aceea, niște iudei au plecat la Roma. A fost constituită o delegație de vreo 50 de iudei care s-au dus la Roma, ca să spună cezarului că ei, iudeii, n-ar vrea să-l aibă pe Arhelau ca și împărat peste ei. Istoria spune de asemenea că grupul acesta de 50 de iudei, veniți din Palestina la Roma, s-au bucurat și de sprijinul a vreo 8.000 de iudei care locuiau la Roma. Problema este însă că Arhelau a venit la Roma încărcat de dar. Spune Biblia ceva despre daruri în Cartea Proverbelor. Că darurile îți fac loc înaintea celor mari. Se pare că din tot Vechiul Testament, Arhelau a știut doar versetul acesta, că s-a dus la Roma încărcat de daruri. Până la urmă, Cezarul a hotărât așa. Îl va pune pe el conducător peste Iudeia, pentru că darurile i-au făcut plăcere. Însă nu îl va numi ca împărat decât dacă, după o vreme, se va dovedi vrednic. Și în felul acesta, Cezarul putea să le spună și iudeilor, vedeți, nu l-am pus împărat. Politica, așa cum o vedeți astăzi, n-a apărut astăzi. Ea a fost și atunci. Mântuitorul Iisus pornește de la istoria aceasta care se petrecuse cu vreo 30 de ani înainte și așa după cum predicatorii iscusiți din vremea noastră știu să folosească un eveniment pentru ca pornind de la el să aducă în discuție adevăruri duhovnicești, așa a procedat și Mântuitorul Iisus. El s-a folosit de acest eveniment pentru că în câteva puncte el potrivea situații despre care el voia să vorbească. Și vorbește Mântuitorul despre un om de neam ales care trebuia să meargă într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Atunci când a rostit aceste cuvinte, o parte dintre ascultătorii lui, cum zicem noi românii, s-au prins. Parcă am auzit de ceva asemănător. Atunci când mai târziu el adaugă cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi,
ascultătorii lui deja știau bine despre ce vorbește Iisus. Dar încă o dată vin și spun, Mântuitorul a pornit de la acest eveniment ca să le vorbească despre altceva. Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez în dimineața aceasta este faptul că acest om de neam ales a dovedit robilor săi o încredere deosebită. Să le dai bani pe mână, să le spui ce au de făcut și să îi lași de capul lor, este o dovadă de încredere. În al doilea rând, aș vrea să spun că, procedând așa, omul acesta înstărit, omul acesta de neam ales, le-a așezat în față un test. Pentru că, mă credeți sau nu, ori de câte ori cineva vă dovedește încredere, încrederea aceasta reprezintă într-un anume fel un fel de test care vi se pune în față. Fratele Adrian amintea aici despre faptul că unii robi au pornit îndată la treabă. Testul tocmai aici este, sau esența lui în asta constă. Ce face un om atunci când nu este supravegheat? Atunci când nu este cineva în spatele lui să-l tot îmbolească, să tot îi spună, măi, ți-a spus fa asta. Și el să spună, bine, bine, fac. Atunci se dovedește adevăratul caracter, al meu, al tău, al nostru, atunci când nu stă nimeni pe capul nostru și lucrăm după cum ne este inima și caracterul. Imaginează-ți dumneata care ești părinte că la ora 3 te pregătești să mergi la lucru și îi spui copilului tău care este în vacanță, uite aici un sac sau doi de gunoi. Eu plec la lucru, mă grăbesc, nu mai am timp să-i scot. Scoate-i tu. Și copilul, în timp ce butonează de zor, îți spune, da. Mai înțeles, sigur că da. Și tu pleci. Seara când se termină schimbul tău, vin apoi acasă și în timp ce spui mașina în garaj, vezi că vine copilul de afară, băiatul sau fata ce ai, și îl întrebi, unde ai fost? Păi m-am dus să duc gunoiul. Acum, pe 12, fără un sfert. Păi ce contează ora? Mi-ai spus să-l duc, atâta tot. Îți dai seama că până la 12, fără 20, el a stat și-a butonat. Poate s-a mai dus să bea apă. Și abia atunci când o știu că vii, când auzi motorul mașinii tale la colțul străzii, abia atunci s-o trezit că i-ai dat ceva de făcut și nu să facă. Poate că vă amuză lucrul acesta, fraților, surorilor, dar vreau să vă spun că istoria asta este istoria noastră. Noi o vedem la copiii noștri, dar nu o vedem în viețile noastre. Pentru că Domnul Iisus Hristos de 2000 de ani a plecat de pe pământul acesta și a lăsat bisericii și credincioșilor, ucenicilor săi, multe responsabilități de făcut și ei toți spun, știm și facem. Numai problema este că am vrea să știm cu 5 minute înainte de a veni El, dar atunci să încercăm să facem. Nu e așa? S-ar putea să avem surpriza să ne prindă venirea Domnului Iisus fără să fi făcut ceea ce trebuia să facem. Eu cred că generația aceasta din care fac parte și eu este generația în care se va întoarce Iisus. Că vrea lumea, că nu vrea. Uitați-vă, și oamenii, cetățenii din cetatea aceea, n-ar fi vrut ca omul acela de neam mare să se întoarcă. N-ar fi vrut că el să împărățească peste ei. Și faptul că au trimis după el o delegație să spună lucrul acesta este echivalentul unei declarații oficiale. Dacă ar fi tăcut din gură și ar fi păstrat nemulțumirea în inima lor, era o situație. Dar ei au vrut să se știe lucrul acesta. Și lucrul ăsta seamănă cu ceea ce se vede în ziua de astăzi. Fratele Adrian spune aici că în vremea de astăzi atitudinea în societate tocmai asta este. Așa este, dragii mei. În vremea de astăzi lumea n-ar vrea ca Iisus să se mai întoarcă. N-ar vrea ca Iisus să împărățească. Dar nu contează că vrea sau nu vrea lumea. Pentru că El se va întoarce.
El se va întoarce, este împărat și va împărăți în veci. Amin. Dacă toată lumea asta ar sta împotrivă, El rămâne împărat și va împărăți în veci. Amin. Pentru că lucrul ăsta nu-l hotărăsc eu. Nu-l hotărăște guvernul canadian, nu-l hotărăște ONU. Îl hotărăște Dumnezeu în cer. Glorie Lui. Amin. Au venit cei 10 robi care primiseră fiecare câte un talent. Și vă rog să remarcați, deși nu ni se spune că i-a dat fiecăruia câte unul, lucrul ăsta este evident. Aici sunt descrise două extreme. Și între aceste două extreme sunt cuprinși toți cei 10. O primă extremă o reprezintă aceia care au fost apreciați, lăudați. Unul dintre ei, cel din tâi, a primit un talent și a dus înapoi 10. Al doilea a venit după el și de la un talent el câștigase încă 5. A adus toți. Acum așa a spus. Iată. Ăștia reprezintă o extremă. Extrema cealaltă, cealaltă, la polul opus, acela care a primit un talent și l-a adus și a spus, iată-ți talentul. Ăsta mi l-ai dat, ăsta ți l-a adus. 7 slujitori despre care nu ni se spune nimic, sunt cuprinși între astea două extreme. Oameni care n-au excelat, oameni care n-au fost preocupați să propășească darul, să aducă slavă, glorie Stăpânului. Și pe de altă parte, oameni care s-au mulțumit numai să primească și să nu aducă nimic înapoi Stăpânului. Eu cred, dragii mei, că marea parte a creștinătății în vremea aceasta se regăsește în această categorie, între cele două extreme. Cu privire la cel care a adus talentul, stăpânul lui are un cuvânt de mustrare. E adevărat că era un climat, poate, neprielnic. Pentru că dacă pe stăpânul casei, cetățenii lui l-au urât, mi-ar fi greu să cred că pe robii lui i-ar fi iubit. Mi-ar fi greu să cred. Mântuitorul Iisus a spus în Evanghelia după Matei undeva, dacă pe stăpânul casei îl numesc Belzebul, cum îi vor trata cu respect pe cei care sunt din casa lui? Și în condițiile acestea, vedem totuși că au fost robi care s-au pus pe treabă și au adus profit stăpânului lor. Dar ăsta n-a făcut nici măcar ce putea să facă. Ultima soluție era să dea banii la zarafi. Dacă cumva ați citit pilda aceasta și v-ați întrebat ce înseamnă zarafii, aș vrea să vă spun un lucru. Nu e o întrebare foarte înțeleaptă. Mă face să cred că v-ați gândit direct la varianta asta. Gândiți-vă la varianta cealaltă. Asta e ultima soluție, când nu ți-a mai rămas nimic. Dacă v-ați gândit și v-ați întrebat ce înseamnă zarafii, se poate întreba, se poate întâmpla că v-ați gândit cu gândul să apelați la această ultimă soluție. Pentru voi toți și pentru mine, sfatul este acesta. Gândiți-vă ce putem face să aducem 10 poli. Sau măcar 5 poli să ne ajungem la varianta din urmă. Aș vrea să remarcați un lucru. Robii ăștia nu s-au așteptat să primească o răsplătire. Ce minunată va fi fost surpriza lor în ziua aceea când stăpânul le va spune: ai fost credincios în puține lucruri. În locul ăla încredințație, ți-ai dovedit credincioșia. M-ai iubit. Primește tâlmuirea a 10 cetăți. Dintr-un rob, să ajungă tâlmuitor peste 10 cetăți. Al doilea, a primit tâlmuirea peste 5 cetăți. Dintr-un rob, a ajuns să tâlmuiască 5 cetăți. Vreau să vă spun un lucru. Biblia ne lasă de înțeles că Dumnezeu ne va surprinde prin generozitatea Lui. Pe toți aceia care suntem dispuși să facem pentru El.
Nimeni nu l-a îndatorat vreodată pe Dumnezeu. Nimeni nu i-a dat ceva lui Dumnezeu și să rămână în pierdere. Dumnezeu îi va da mult mai mult de atât. Mântuitorul Iisus spune într-una din cuvântările sale, dacă lăsa cineva pentru mine, tată, mamă, holde, carieră, va primi însuțit și în viacul acesta, dar și în viacul viitor. Vă asigur că Dumnezeu nu răpăde dator. Se merită să slujește un asemenea Dumnezeu. Chiar dacă societatea este ostilă, chiar dacă robii lui Dumnezeu în vremea aceasta sunt disprețuiți, batjocoriți, chiar dacă sunt arătați cu degetul și marginalizați, călcați în picioare și se dau legi împotriva lor, se merită să-L slujiți pe Dumnezeu. Amin. Și gândul ăsta să rămână în inima noastră. Amin. Așa.